Am avut ceva probleme, să știți, cu mobila. Partea asta de aici nu trebuia să fie în niciun caz culoarea asta. Am pus băieții butonul ăsta și suntem extrem, extrem de mulțumiți. Salutare tuturor! Am ajuns la casă, aștept să vină băiatul care o să monteze mobila. Săptămâna trecută ne-a ajuns și mobilierul pe care l-am comandat în luna septembrie, deci 2 luni jumătate mai târziu a ajuns. Tot ce vedeți în spate este mobila. Avem o insulă pe care am comandat-o, pe care o să o punem pe mijloc, și pe lângă insulă avem în zona aceea, în partea aceea o să vină, în zona aia o să vină bucătăria. Toate electrocasnicele le avem aici pentru că ne-au spus că o să trebuiască să cumpărăm și electrocasnicele sau măcar să le dăm site-ul de unde anume o să le comandăm, pentru că ei trebuie să măsoare, să ia cotele și așa mai departe, pentru că absolut tot ce vedeți aici, toate corpurile pe care le vedeți aici o să fie incorporate în mobilă. De acolo... De asta avem și aceste corpuri foarte mari. Acolo o să vină mobila. Mobila era aici, undeva pe mijloc, o să vină insula. Am avut ceva probleme, să știți, cu mobila asta. Am trecut o grămadă de hopuri până să vină băieții să o monteze. Să sperăm că totul este în regulă și nu să mai avem alte probleme. După cum puteți observa aici, sper că e ok. Partea asta de aici nu trebuia să fie în niciun caz culoarea asta. Trebuia să fie culoarea blatului, adică un negru cu inserții, ceva de genul, dar nu alb. Deci au încurcat culoarea definit de tot. N-am nicio șansă. Asta și asta, ia uitați, ăsta este piciorul de la blat, ăsta e piciorul de la insulă, dar nu trebuia să arate așa, trebuia să arate așa. Deci e diferență enormă de culoare. Despre ce vorbim? E negru și alb, e diferență mare. Au zis că o rezolvă, sperăm că o rezolvă. Oricum o să vă dăm mai multe detalii în momentul în care o să explicăm în mare cum și ce anume s-a întâmplat cu această mobilă, pentru că în ultima perioadă am avut numai hopuri de genul ăsta, numai probleme, am fost super mega nervoși și sperăm să, ca de data asta, să nu mai avem niciun fel de problemă cu asamblarea mobilei și așa mai departe. Vă arătăm rezultatul. Dacă cumva vă întrebați de ce anume sunt îmbrăcat atât de gros, este pentru că noi nu am pornit încă centrala. Bine, noi nu ne-am mutat încă aici, dar urmează să facem chestia asta. Nu am pornit centrala încă, nu e pornit absolut deloc și atunci este extrem de frig. Deci chiar frig și nu, de asta sunt îmbrăcat așa gros. Așteptăm să vină băiatul să vedem ce anume face, cum face și vă ținem la curent. Vedem ce facem după aia. După mai bine de 6 ore, 7 ore, nu știu, 7 ceasuri, băieții au reușit să monteze mobila și suntem extrem, extrem de mulțumiți. Chiar dacă am avut problemele acelea de care v-am spus mai devreme, suntem mulțumiți și suntem fericiți că a ieșit exact așa cum o aveam noi în cap și în minte. Și rezultatul arată cam așa. Stați un pic să vedem cum să mă mut. Becul ăsta aici ne cam încurcă. Deci cam așa ceva arată. Aici este frigiderul. Frigiderul
frigiderul, ne-au pus și un LED din acesta jos, pe care îl acționăm dintr-un butonel. Avem un buton aici mic. Au pus băieții butonul ăsta. Și în momentul în care, acum e stins, îl aprindem din buton, chiar e super tare. Ne-au și mașina de spălat vase, este tot așa, am incorporat-o. Mașina de spălat, da, vase. Incorporată. Absolut tot în regulă. Aici o să vină chiuveta. Acestea sunt niște sertare. Nu știu cum vine. Așa. Așa, cuptorul cu microunde, cuptorul... Așa, și mai avem acest sertarel mic. Ăsta e pentru sticle, în general. E pentru sticle. Da, și i-am mai pus noi să ne facă acest soldățel care ascunde foarte bine centrala. Chiar e super, super tare. Mie îmi place extrem de mult, sunt mulțumit. Cu toate că am avut o grămadă de, să zic, nemulțumiri la început, în prima fază, dar o să vă explicăm ce a fost, cam ce s-a întâmplat. În prima fază, ei ne-au... să mă poziționez cumva, ca să... Așa. În prima fază, am dat comandă în septembrie, în luna septembrie, la două luni după, noi ne-am ales o culoare, în prima fază ne-am ales o culoare, un albastru, nu albastru deschis, nici închis, era undeva între. Ne sună la două luni și ne spun că este o problemă. Nu mai au culoarea respectivă și că ar fi bine să ne orientăm către altceva. Bineînțeles că nu ne-a picat bine în momentul în care mă sun la două luni să-mi spui, adică se apropia deja termenul de livrare, termenul în care ei trebuia să finalizeze lucrarea. Vă dați seama că nu ne-a picat deloc bine chestia asta. Și atunci ne-am orientat către auriu ăsta. Este, nu știu, seamănă un pic cu metalul, așa, un auriu din acesta metalic, așa. E lucios spre mat. Nu știu cum se vede exact la voi. E un lucios spre mat. AGT 100% calitate, 100% domni. Nu știm exact cât de calitativ e, probabil că e. Din moment ce am dat atâtea milioane de miliarde, mă gândesc că trebuie să fie ceva calitate acolo, nu? Da, suntem foarte mulțumiți. Plita au incorporat-o băieții, ne-au ajutat, cu ea au tăiat blatul, chiuveta, urmează să prindem și să o conectăm acolo la canalizare. Și cam asta este. V-am zis, în mare, stați un pic să pun asta, în mare suntem mulțumiți. O să trebuiască să dăm toate upti-build-urile astea, nu știu cum să, upti-build-urile, foliile, să le dăm jos de pe mobilă și o să facem primul fel de mâncare sau primul fel de mâncare în bucătăria cea nouă. O să venim aici și o să gătim. Ăsta este blatul pe care o să gătim. Am ales să facem și o insulă. Nu v-am zis de ea nimic, absolut nimic. Am ales să facem o insulă din acestea unde, în mod normal, ar trebui să aibă loc, zic eu, 1, 2, 3, zic, deși o să stea un pic, am chinuit aici pentru că
nu pot, n-ai avut loc picioarele, dar mă rog, poate cineva mai mic poate să stea. 4, 5, 6, 7. Deci, mă rog, în mare, 3 pe o parte, 3 pe o parte și 2 în capăt. Deci, în total, 8 persoane. Cam asta este de aici. Afară s-a pus ploaia, deja plouă, nu știu dacă se aude. Nu știu dacă se aude. Cam asta este. Dezvelire. Am dezvelit mireasa. Când dezvelesc ăștia mireasa, noi am dezvelit mobila. Haideți să luăm câteva cadre, să vă arătăm cât de frumoasă e. Perfectă. Este perfect, îmi place extrem, extrem de mult. Griul ăsta e genial. Chiar îmi place mult de tot. E super, 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 super tare.